Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, este cunoscut drept un om implicat în comunitate și mereu atent la nevoile cetățenilor. Acesta a ținut să sublinieze anumite aspecte referitoare la situația pandemică, dar totodată i-a asigurat pe cetățeni că PSD nu se abate de la programul de guvernare în ceea ce privește înghețarea pensiilor speciale. Pachetul social a intrat în vigoare începând din această lună. Vor crește alocațiile, punctul de pensie, salariul minim și vor beneficia de sprijin cei mai vulnerabili dintre români. Într-un context în care numărul infectărilor cu COVID-19 a crescut galopant în ultimele 10 zile, deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, consideră faptul că decizia ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, de a pune la dispoziție persoanelor infectate tratamente medicale în fazele incipite ale bolii este una corectă și responsabilă. Ce nu ar fi responsabil, ci de-a dreptul periculos, ar fi ca cetățenii să aibă acces neîngrădit la aceste medicamente, fără prescripție medicală, cum propagandistic afirmă domnul deputat George Simion. Vorbim aici despre medicamente puternice cu precădere antivirale, care vor fi prescrise de către medicii de familie în urma evaluării fiecărui caz. În parte, vor putea fi eliberate de către farmacii și vor fi administrate în funcție de situația medicală individuală. Nu ne jucăm cu viețile oamenilor. În ceea ce privește inițiativa ministrului Justiției de a crește cu 30% salariile și pensiile speciale ale magistraților, consideră că este una inoportună, iar Partidul Social Democrat nu o va susține. Drepturile magistraților și apărarea libertății acestora împotriva abuzurilor a fost, este și va rămâne o reală preocupare a Partidului Social Democrat, însă nu ne putem întoarce privirile către veniturile acestora, care sunt totuși considerabile, în condițiile în care pensionarii de rând abia au beneficiat de o creștere cu 10%. Mai mult decât atât, domnul prim-ministru Nicolae Ciucă a adoptat prin ordonanță de urgență înghețarea tuturor pensiilor speciale pentru anul 2022 și nu ne abatem de la programul de guvernare, a transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu pe pagina sa de socializare. Acesta a dorit să discute și problema referitoare la întârzierea depunerii la Comisia Europeană a Planului Național Strategic din Agricultură. Într-adevăr, România se află printre 9 state europene care nu au depus aceste planuri până la termenul de 31 decembrie 2021. Ne-am asumat umil responsabilitatea, dacă ar fi cazul, însă nu este. Nu este vorba nici de greaua moștenire, este vorba de o incompetență crasă a pensionarului de lux al României, Dacian Cioloș, și a clicii dumnealui, din în care face parte și Cristian Ghinea, care, în guvernarea anterioară, guvernarea zero, nu a inclus nimic pentru agricultură în PNRR și, drept urmare, nici nu a primit. Ministrul Agriculturii se află deja în dezbateri cu grupurile de fermieri și producători și s-a angajat să depună acest plan până la finalul lunii ianuarie 2022, a mai transmis deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu.